În cadrul spectacolului oferit târgnemțenilor cu ocazia zilelor de sărbătoare a urbei lor, un motiv de bucurie a fost prezența cântăreței Alina Eremia, o tânără talentată în vârstă de 21 de ani. A debutat în muzică la vârsta de 5 ani, iar primul concurs la care a participat a fost Abracadabra, unde a obținut premiul 3. A urmat în 2005 participarea la Eurovision Junior, unde a obținut locul 5. La vârsta de 15 ani, Alina a început colaborarea cu Disney Channel. În 2010 și-a împrumutat vocea lui Bele din Frumoasa și Bestia, iar în februarie 2011 a fost distribuită în rolul Ioanei Angel, Pariu cu viața. Este cunoscută publicului din proiectul La La Band, alături de care a atins performanțe greu de egalat. 5 albume de studio, discul de aur pentru cel mai bine vândut album al anului 2012, 4 turnee naționale, peste 150 de ore de muzică live. În această seară eu sper că se va încinge așa atmosfera. Voi cânta single-urile mele deja lansate și difuzate pe radio, precum și alte cover-uri foarte, foarte cunoscute, pentru ca lumea să le fredoneze alături de mine. Ce să zic, sper să se distreze în seara asta și să petreacă cum se cuvine de zilele orașului. Ce le urez târgnemțenilor acum de sărbătoarea lor? Ce să le urez? Să fie fericiți, și să aibă un an cât mai bun, acum că tot se încheie, să aibă un final așa de an cât mai frumos, cât mai bogat și să-l fructifice așa cum se cuvine. Dintre cele mai cunoscute melodii ale Alinei, interpretate în fața spectatorilor târgnemțeni, au fost Tu ești vara mea, compusă de Adrian Sână, În dreapta ta și Cum se face, single-uri ce s-au bucurat de un mare și real succes.